Astăzi am ascultat acea pericopă Evanghelie că frumoasă în care mi se relatează pilda talanților. Acei slujitori care au primit 5 sau 10 talanți au înmulțit, comparativ cu acel slujitor care a primit un singur talent și din viclenie și din egoism l-a îngropat pentru ca să-i dea stăpânului înapoi talentul pe care i-l-a dat. Aceasta, bineînțeles, este o formă, să spun așa, de a înțelege care este scopul nostru misionar creștin în lumea aceasta. Pentru că mulți dintre noi trăim implicându-ne sufletește în societate, între semenii noștri, încercând să învățăm buna rânduială pe cei din jurul nostru, iar altrui stăm în mod egoist mulțumindu-ne că ne-am făcut canonul, ne-am făcut rânduiala și totul e în regulă în fața lui Dumnezeu. Despre aceasta vreau să vă vorbesc astăzi, în contextul în care în datoria noastră de creștini stă și menținerea sau răspândirea bunei rânduieli în viața societății din care facem parte. Și la ce mă refer când spun aceasta? Am făcut această explicație la început, pentru a înțelege de ce vreau să vă spun cele ce urmează. Este vorba despre o lege care este pe punctul de a se da la noi în țară. În momentul de față, Parlamentul a aprobat trecerea spre comisii, sunt anumite comisii speciale în Parlament, a unui proiect de lege în forma în care cumva se încalcă principiile creștine, în această formă dorită de președintele României, Klaus Iohannis, și de USR. USR, acest partid care știm că întotdeauna a fost împotriva vieții de familie tradițională, împotriva iconilor în școli, împotriva educației, să zic, creștine, morale, civilizate din punct de vedere creștin și așa mai departe. Parlamentul, cu un vot de 72 pentru și 58 împotrivă, a votat ca această lege să intre la comisie. Despre ce lege este vorba? E vorba de o lege care prevede educația copiilor noștri. O lege care prevede formarea intelectuală, culturală, formarea de gândire a generațiilor viitoare. O lege prin care în școli ni se va impune o educație sexuală, programe de educație sexuală. Nu ar fi chiar așa mare problema, deși este, dacă în aceste programe nu ar fi incluse și lecții de homosexualitate. De ce spun așa asta? Știți și dumneavoastră câtă tulburare a fost atunci când biserica a cerut să se facă referendumul pentru familie. Atunci am fost manipulați în tot felul, ba că nu-i întrebarea de pe buletinul de vot cum trebuie, ba că vrea nu știu care politician să scape de închisoare, ca că e manevra unui anume partid, PSD și nu știu care. Uite așa. Practic, acum tragem ponoasele. Acum tragem suferința, acum, practic, vine suferința acestor
lipse a prezenței noastre la referendum. Poate că dintre cei care suntem aici de față, unii au fost, alții n-au fost. Nu știu fiecare și nici puțin contează în momentul de față. Eu o să vă explic, practic, un punct de vedere creștin ortodox. Așa după cum ne învață Sfânta Scriptură și după cum ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, care n-au tăgăduit împotriva păcatului și nu au acceptat toleranța aceasta față de păcat. Vedem că înainte de 89 homosexualitatea era interzisă. După 89 s-a schimbat puțin legea și a spus că homosexualii sunt tolerați. Iar acum nu avem voie să fim împotriva homosexualilor, ba mai mult decât atât, ni se impun legi în care acești homosexuali să poată să impună modul lor de viață, modul lor de trăire în viața societății noastre. Nu o spun cu răutate, ci o spun cu durere. Pentru că, după cum se observă, aceasta nu este altceva decât o încercare de revenire la perioada post-creștină, la perioada dinainte de creștinism. De ce spun aceasta? Ați auzit cu toții de marea resetare. De fapt, ce înseamnă cuvântul resetare? Fiecare dintre dumneavoastră aveți un telefon mobil, aveți un laptop, aveți un calculator, aveți un aparat electronic care la un moment dat nu funcționează cum vrem noi, se mai blochează și așa mai departe. Și dăm resetare. Revenim la forma inițială a calculatorului respectiv, a telefonului, a aparatului respectiv, care noi îl numim utilizator. Această resetare se pune acum în aplicare nu doar în termenii tehnici, ci se pune în aplicare la modul nostru de viață. Este vorba de o resetare de la creștinism. Aceasta se face pe mai multe căi, mai ales în ceea ce privește viața de familie, mai ales în ceea ce privește viața religioasă. De exemplu, acum există curente îmbinate cu mediile ezoterice în care ni se propagă ideea de revenire la strămoșii noștri daci politeiști, la strămoșii noștri dinainte de creștinism, la credința în Zeus Amose și așa mai departe. În Grecia se propagă această idee de revenire la zeii Olimpului dinainte de creștinism. În Germania, în Europa, peste tot la fel, nu doar aici la noi. Este o chestiune la nivel mondial. Această resetare se face și la nivel cultural, la nivelul educației, la nivelul sănătății. Astăzi oamenii săraci sunt dependenți de medicamente, sunt dependenți chiar dacă nu e nevoie întotdeauna, dar ei știu că trebuie să merg la farmacie să iau un medicament, că dacă nu, mor. Acesta este, bineînțeles, industria farmaceutică, care are și ea scopul ei, rostul ei și așa mai departe. Mă voi referi în cele ce urmează la resetarea în ceea ce privește viața de familie. Acesta este subiectul care astăzi vreau să vi-l prezint. Acest subiect, mult discutat de la o vreme încoace, pe unii îi frământă, pe alții nu interesează, iar alții încearcă să-l propage în mintea tineretului nostru. Și la ce mă refer? Vedem aceste tendințe care sunt. Vedem pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, pe internet, cuvinte cheie pentru care ești blocat. Dacă folosești un cuvânt care să deranjeze,
ideea de homosexualitate, ești blocat. Ți se închide Facebook-ul. Nu corespund standardelor și așa mai departe. E o problemă, într-adevăr, dureroasă. De ce? Pentru că nu se mai vrea trăirea autentic creștină. Se vrea revenirea la zeii vechi care acceptau homosexualitatea. Se vrea revenirea la zeii vechi unde nu exista noțiunea de păcat. Existau și atunci niște principii morale, dar nu noțiunea de păcat, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Și atunci era o familie, dar nu o familie cum avem noi astăzi. Nu se punea esența vieții omului în familie. Atunci nu se punea problema sfințirii vieții omului prin familie. Da, în creștinism, omul se sfințește bărbat cu femeie, prin căsătorie, prin taina căsătoriei. Este acest mod de viață care îți sfințește viața, prin despătimirea, lupta cu patimile, lupta cu răul, împreună, într-o viață de familie, un soț, soție și copii. Acestea nu erau văzute sub această formă în vechime, în antichitate. Ni se spune că Evul Mediu era o perioadă dezastroasă în viața omenirii. Da. De ce? Pentru că în Evul Mediu se aplicau principii creștine care deranjau. Dar ni se recomandă în același timp revenirea la antichitate, la zeii din antichitate. Adică să înțelegem că Evul Mediu era mai rău decât în antichitate? Pentru ei, da. Pentru că pe ei deranjau principiile creștine care au început să se dezvolte în perioada Evului Mediu. Bine, au fost și anumite nereguli, să spun așa, războaie, politici, cum sunt și astăzi și cum au fost de la începutul lumii până azi. Dar esența este modul de viață, modul de gândire creștin, care s-a împământenit în Evul Mediu și care astăzi se încearcă desfințarea acestui mod de viață prin această resetare. De ce spun modul de viață al familiei creștine, sfințirea prin familia creștină? Dumnezeu a lăsat omul, bărbat și femeie. Aceasta este familia normală. Subliniez, normală. Ce înseamnă o familie normală? O familie care poate să procreeze. Un bărbat cu bărbat nu poate avea copil. Nu poate procrea. O femeie cu femeie nu poate să procreeze. Am înțeles că mai sunt care se căsătorești cu câini și cu alte minuni de astea. Ei, acestea e clar că sunt demonice. Nu există în mentalitatea creștină așa ceva. Și dacă creștinismul nu acceptă și nu tolerează aceste vicii, aceste anormalități, este vinovat în fața lumii. De ce? Pentru că lumea trăiește în astfel de anormalități și este deranjată de principiile creștine. Ați auzit cu toții de acea prezentare în Biblie a cetății Sodoma. De fapt, cei care se unesc bărbați cu bărbați, femei cu femei, se numesc sodomiți. Dar acum s-a schimbat numele, se le spune homosexual și heterosexual. Heterosexualii sunt acei normali, care sunt bărbați și cu femei și care pot să procreeze generații care vin. În sensul ăsta mă refer de normal. Normalitatea este cei care pot să procreeze, după cum este biologic, vorbind organismul uman. Cei care se simt cumva deranjați și care încearcă să ne propage aceste legi, sunt conștienți de acest lucru și încearcă să ne aducă sub formă de toleranță, sub tot felul de forme de hai să le dăm și lor libertatea de a se manifesta și așa mai departe. Nu suntem împotriva libertății, nu suntem împotriva toleranței, dar gândiți-vă că Hristos a fost cel mai intolerant atunci când a spus înapoi a mea Satana. N-a stat la discuții. Când a fost omul bolnav, a încercat să-l ajute să se vindece, nu să creeze principii prin care omul bolnav să domine omul sănătos. Și în ce context vă spun aceasta? Ca și duhovnic, ca și preot,
Am întâlnit multe cazuri în viață și poate voi mai întâlni. Am să vă relatez un caz al unui băiat tânăr, nu este de aici din zonă, este la sute de kilometri departare, care a venit la spovedanie, smerit, dar cu o durere în suflet. Știa că trupul său este bolnav, știa că este homosexual și dorea să se vindece. Cu timpul a reușit să se vindece. S-a căsătorit cu o femeie, au copii și au o viață fericită. Cei care vor să trăiască în aceste dezmățuri împotriva firii omenești, împotriva firii biologice a omului, pentru că firea biologică, v-am spus clar, este aceea prin care bărbatul și cu femeia procreează. Aceasta este firea normală, firească. Dar pentru noi ca și creștini rămâne așa. Pentru cei care sunt necreștini încearcă să ne convingă să nu ne luăm după ce ne învață Hristos, să ne luăm după ce ne învață drepturile omului, societatea, standardele internaționale și așa mai departe. Toate acestea nu fac altceva decât să ne spele pe creier, să ne păcălească și încet pe neobservate să ne depărteze de Hristos. Am găsit, mai ales în mediile ezoterice, o controversă foarte puternică împotriva familiei tradiționale. De exemplu, Ovidiu Dragoș Argeșanu, într-un interviu în presa centrală, promova foarte mult ideea de toleranță pentru homosexuali. Da, părerea noastră, ca și creștini, este cu totul alta. Legea unui stat reprezintă punct de vedere juridic al organizației unui stat și a poporului care trăiește în acel stat. Dacă noi, ca și popor creștin, dăm o lege necreștină, deja suntem în contradicție cu noi înșine. Suntem în contradicție cu identitatea noastră. Suntem în contradicție cu trecutul nostru de popor român și creștin ortodox. Cei care semnează aceste legi și votează aceste legi, politicienii respectivi, nu au nimic românesc și creștinesc în ei. Decât asta, din 4-4 ani vin și ei în campanie electorală, vezi, Doamne, îți fac cruci până la pământ și ce credincios sunt. Dar în rest, lovesc și jignesc Biserica Ortodoxă la fiecare mare ocazie pe care o pot avea. Cam asta e așa în câteva cuvinte despre, să zic, fenomenul acesta legislativ, în care se fac presiuni foarte mari pentru a ne impune norme de gândire din punct de vedere juridic, în școli și așa mai departe, pentru susținerea și educația viitoarelor generații pentru acceptarea și promovarea homosexualității. Cu siguranță, mulți poate că ați urmărit, de fapt, despre ce e vorba. În Parlament au fost câteva partide. Avem 5 partide sau câte, nici nu le știu care sunt. Știu doar că cei care au votat în favoarea acestei legi pentru introducerea educației sexuale în școli sunt cei de la USR, care întotdeauna au fost împotriva unor legi creștinești. Cei care s-au împotrivit au fost cei de la AUR. Restul partidelor, unii au votat așa, alții așa, care cum. Ce mă surprinde este UDMR-ul. Pentru că în Ungaria au introdus în Constituție o lege sănătoasă, căsătoria este între bărbați și femeie. Pentru că acolo au avut interesul să susțină o viață sănătoasă, iar în România au fost împotriva referendumului pentru familie. Se văd clar statisticile din județele Harghita și Covasna. Noi trebuie să fim conștienți cum ne educăm copiii, trebuie să fim conștienți să nu ne lăsăm mânați de val și să ne învățăm copiii clar, foarte bine, cu aceste legi sănătoase creștine. Avem viețile sfinților, avem patericul, avem învățăturile sfinților părinți, avem o grămadă de cărți pe care le putem folosi pentru educația copiilor noștri.
Da, ne este mai ușor, într-adevăr, să lăsăm copilul pe tabletă și să ne facem treaba prin casă. Și ce copil cu minte avem, ce cu minte stă copilul nostru cu ochii în calculator sau în tabletă. Dar există această problemă în care noi nu știm, de fapt, ce face copilul nostru acolo. Va fi o formă, va veni o perioadă în care e foarte greu ne vom educa copiii. Nu este imposibil, dar va fi greu. Pentru că el vine din școală educat greșit, vine din diferite anturaje educat greșit, iar noi acasă va trebui să învățăm pe copii să discearnă între bine și rău, ca să fie capabil să aleagă între o educație sănătoasă, morală, și o educație bolnavă oferită de societate. Și aici accentuez, o educație bolnavă oferită de societate, pentru că în modul în care USR și cu președintele Iohannis va reuși să introducă aceste lege a educației sexuale în școli, în contradicție cu ceea ce este mai sănătos, adică, vă dați seama, scoatem istoria din școală, scoatem geografia din școală și introducem educația sexuală. E clar că ceva se urmărește și în spatele acestor oameni există o forță ocultă, o forță demonică. Și, bineînțeles, nu mă simt vinovat, nu ne simțim vinovați, vinovați sunt cei care i-au votat pe acești oameni. Ei au ajutat cumva ca acești oameni să ajungă la guvernare, iar acum să-și bată joc de trecutul țării noastre, de credința noastră și de neamul nostru. Ne merităm soarta la acest punct de vedere. Pe de altă parte, ne-am lăsat manipulați. Când a fost referendumul pentru familie inițiat de biserică, nu ne-am dus la referendum, vezi, Doamne, că Dragnea vrea să scape de pușcărie, vezi, Doamne, că întrebarea e nu știu cum, uite așa. Și am pierdut șansa de a avea o lege normală creștină, morală, în țara noastră. Iar acum suportăm coșețințele, ne merităm soarta. Deci ceea ce avem acum, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Dar cei care au fost conștienți și rămân conștienți în continuare, să-și ferească copiii de aceste pericole. Prin educația de acasă, prin educația sănătoasă, să-i țină aproape de biserică. Să nu creadă în presă, să nu creadă în politicienii corupți care încearcă să ne convingă cu această homosexualitate să acceptăm în viața noastră. Nu! Noi încercăm cât putem, ca și creștini, să-i ajutăm pe homosexual să se vindece, ne este milă de el și îi compătimim, dar nu trebuie să acceptăm ca mod de viață, ca mod juridic, legislativ al țării noastre și ca mod de a ne preda programă în școli, să ne învățăm noi în școlile noastre, în educația copiilor, să intre astfel de mizerii. De aceea vă spun, iubiții mei, să încercăm fiecare dintre noi să avem grijă, să ne păzim, să nu ne lăsăm influențați și manipulați, pentru că noi avem de pierdut. Nu ei, ei și-au atins scopurile lor care și le urmăresc de mult, de zeci de ani de zile. Noi suntem cei care avem de pierdut dacă cumva ne vom lăsa în continuare amăgiți de ei. Soluția este rugăciunea, educația copiilor acasă. Cât putem să ne facem datoria să nu ne lăsăm influențați și să nu ne lăsăm ca în țara noastră să intervină astfel de legi imorale și necreștine și anormale. Pentru că, așa cum am spus, din punct de vedere biologic normal, doar un bărbat și o femeie pot să aibă copii, o familie normală, naturală, sănătoasă. Dragostea nu stă în vicii, dragostea nu stă în scârboșenii, dragostea constă în sufletul curat. Această dragoste între bărbat și bărbat nu este o dragoste curată. Nu este o dragoste care să zidească, care să sfințească viața omului. Este o dragoste care te împătimește și care te duce într-o groapă care se numește imoralitate. De aceea, iubiții mei, cu siguranță, să vă spun, cu siguranță, voi care străiți în biserică și sunteți aproape de Dumnezeu, vă dați seama ceea ce spun. Cei care nu, fiecare cum o să alege, așa o să aibă. Dar eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea la fiecare dintre noi puterea de a trece peste toate astea,
ca să reușim să ne educăm copiii astfel încât generația care deja se duce în prăpastie, nu putem opri să se ducă, dar copiii noștri să nu meargă împreună cu această generație. Că după ce această generație va cădea în prăpastie și se va prăpădi, vor termina, cine știe pe unde, prin psihiatrii și nu știu pe unde, copiii noștri să rămână sănătoși ca să poată duce valorile acestui neam mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.